Salutare! Eu sunt Adriana Radu și vreau să vă spun, dragi elevi ai Colegiului Național Mircea Eliade din Reșița, că pare tare rău că n-am putut să fiu acolo cu voi la întâlnirea Sexul vs. Varța, dar vreau să vă spun bine ați venit și mă bucur că sunteți aici. N-am putut să fiu acolo pentru că sunt la Berlin, așa cum vedeți, acolo e poarta Brandenburg. Poarta Brandenburg a fost așa un soi de simbol, un soi de graniță între est și vest, cred că știți. Și în 1989, când a căzut zidul Berlinului, foarte multă lume era aici și a prins curajul să meargă în partea cealaltă și să vadă mai mult ce înseamnă lumea decât ce vedeau aici în est. Deci au avut nevoie de curaj să facă asta și vreau să vă încurajez astăzi să aveți și voi curaj să treceți peste o anumită limită personală și să puneți întrebări, să-l întrebați pe domnul doctor Luca lucruri de care sunteți interesați și să treceți peste o altă limită personală internă și în general să vă gândiți mai mult la lucruri în zona de educație sexuală și să vă întrebați ce e educație sexuală, de ce am nevoie de educație sexuală. Iar dacă aveți cu adevărat întrebări, nu uitați să le puneți la întreabă@sexulversusvarza.ro. Vă vor răspunde medicii de la Meristop Center. Mulțumesc tare mult că sunteți aici. Mulțumesc și Dominic Zara că a organizat asta. Sper să aveți o întâlnire foarte bună. Și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Sexul vs. Varza și să dați like la pagina de Facebook a Sexul vs. Varza. Mulțumesc, pa!